Salutare lume și bine ați venit la un nou episod din Tomb Raider 2. Ultima oară am rămas aici în fața librăriei și uite că vine un tip. Ha ha ha. Noi suntem mai deștepți și îl ucidem înainte să ne prindă pe noi, pentru că noi suntem agili și el îi prost. Știți care e faza, de fapt, un stereotip al tipilor musculoși? Că de obicei care au mușchi n-au creier. Dar, într-adevăr, nu trebuie generalizat. Poate sunt unii care sunt și unii musculoși care sunt și deștepți. Așa, perfect. Asta nu ne dă nimic. Curva dracu. Ok. Stați că vreau să vă arăt o chestie foarte ciudată. Deci vă rog frumos, Lara se urcă pe un perete. Pentru că ea poate. Așa, trebuie să urcăm aceste biblioteci ca să ajungem cât mai sus posibil. Ca să intrăm în noua cameră, să zic. Așa, bun. Aici v-aș sugera să mergeți până în margine. Mergeți cu spatele. Faceți așa și apoi săriți în spate. Și apoi nu pățiți nimic. Acum, înainte să cădeți jos, vreau să vă arăt ceva foarte interesant. Secretul de care v-am spus când am fost acolo sus, unde e gardul ăla. Acum mă duc să-l iau. Trebuie să săriți aici sus, pe acoperișul ăsta, și apoi să ajungeți acolo. Dar aveți grijă că s-ar putea să loviți peretele. Vă întrebați, arme noi, ce salea? Haideți să le luăm. Și se numesc Uzis. Deci aici, chiar și din nivelul 3, găsești Uzis, ceea ce e extraordinar după părerea mea. Yay, am găsit Uzis. Ia! Bun, și acum nu contează dacă pici jos sau nu. Eu fac așa, pentru că mi-e mai lejer. Totuși o să-mi folosesc pistoalele, pentru că pot. Așa. Luăm cartoșii de pistoale automate, luăm cheia detonator. Legat de cheia asta, puteți să o folosiți. Deci, legat de cheia asta e că puteți să terminați nivelul ăsta și fără cheia asta. Așa, tipul ăsta vă dă o viață mare. Iar, sunt curios de viețile mele. 11 mici și 6 mari. Bun, la partea asta nu știu cum aș descurca cu cu pistoale, dar o să încerc. Fută-mă, dracu, uitați câtă viață mai am. Îmi pare rău, fraților, dar cred că o să fac asta fără să folosesc cheia detonator, pentru că acolo sus, unde e balconul ăla, deasupra peretului care se află deasupra Larei, dacă folosesc cheia detonator, un tip o să se spawneze acolo și nu vreau să mor. Dar totuși, înainte de a detona, nu detonați încă clădirea aia din stânga. Adică aceasta.
Pentru că dacă detonați acum, o să ratați secretul. Și secretul se află chiar aici. Aha. Cum am spus, o să fac fără să-l detonez, dar totuși o să vă arăt ce se întâmplă dacă detonați. Și cred că mor. Exact cum credeam. Deci credeți-mă că dacă odată mă mai atinge un tip din ăla cu pușca, josus, cum ați putea spune. Deci sunt deja mort. Acum folosesc viață. Da, cum am spus, nici nu m-am putut mișca că deja l-am atins. Deci de aceea nu o să termin, o să termin nivelul ăsta fără să folosesc cheia detonator. Pentru că, că mă pot urca aici liniștit și pot să mă duc către nivelul următor, care e aici. Wow! Credeți-mă că ăsta cred că e cel mai... cum să zic, cel mai bun timp pentru mine la acest nivel. Că eu sub 20 de minute nu cred că am reușit să fac la nivelul ăsta în veci. Deci eu sunt gen, wow, extraordinar. Și uitați câți oameni am ucis și în doar 17 minute. Continuăm cu următorul nivel, care se numește Opera. Și ce îmi place să fac eu la acest nivel este pregătesc pistoalele automate, sar aici și îl împușc pe tipul ăsta de aici. Așa, n-am pierdut nicio viață, cobor liniștit jos și iau pistoalele automate de la el. Pentru că tipul, pentru că dacă nu ucideți, nu ucideți pe ăsta, așa enervant să vă fie. Deci eu vă sugerez să faceți cumva astfel încât să-l ucideți. Îmi pare rău. Așa. Am sărit aici sus pentru a apăsa această manetă, apoi să mă întorc înapoi, ca să iau o cheie. Deci oricum trebuia să vin aici, deci n-am pierdut nimic. Bun, acum sar aici. Și acum pentru a nu pierde foarte mult timp, aș salva. Oh, perfect. Și cumva aș face astfel încât să nu pierd cât, să nu pierd foarte multă viață. Perfect. Așa. Aș lua shotgun-ul. Ai de viața mea 22. Perfect. Tipii ăștia cu bâtele mor două shoturi de shotgun. Ceea ce eu zic e foarte tare. Și acum am luat cheia. Deoarece fără acea cheie n-am fi putut să trecem la următorul, de fapt nu următorul, ci următoarea zonă, cum ar veni. Fii sincer, urăsc săritura asta, e atât de lungă, frate. Bun. Ups. Așa. Aveți grijă aici, folosiți shift și în față pentru a putea să treceți prin acele, nu știu, tăișuri sau ceva, țepi sau ce-or fi, cred că e sticlă totuși.
Și cheia pe care ați luat-o se folosește aici. Am văzut pe internet odată că poți să faci astfel încât să treci prin ușa aia, doar că trebuie să folosești un fel de glitch, că, pe care eu nu-l înțeleg de fel. Dar mă rog, știți voi, expresia e logică Tomb Raider. Ok. Știți care e faza legată de shotgun? E bun shotgun-ul la... M-ar veni gen... close range, adică când sunt apropiați. Pistoalele sunt foarte bune când ăștia sunt departe. De exemplu, acum. Bun. Perfect. Și acum, pentru că mai am doar câini, o să folosesc pistoalele. Câinii ăștia nu pot să-ți facă nimic, numai dacă cumva ești jos acolo. Ok, perfect. Acum, ai de tipul ăsta. Tipul ăsta ne dă o viață mare, foarte fain. Și tipii ăștia... ne dau o viață mică și niște cartușe shotgun. Stați un pic, parcă mai trebuia să fie un tip care împușcă. Cred că era în partea asta. Cred că în partea asta a murit. Nu? Se ăla împușca pe ăla. A, uitați-l aici. Și asta ne dă pistoale automate. Perfect. Acum, ce trebuie să faceți? Pentru a continua, trebuie să mergeți acolo unde e cutia asta care nu știu cum dracu se clatină, dar mă rog. Mergeți până în capăt, mergeți în spate și apoi săriți liniștit, că nu o să vă atingă. Dacă faceți asta, sunt șanse foarte mari ca acea cutie să nu vă atingă. Îmi pregătesc uțis, pentru că acolo este un tip. Dar că Lara nu vede. Nu, Lara. Nu, tipul ăla. Așa, bun. Perfect. Tot 22 de shoturi de shotgun avem. Eu zic că e foarte tare. Bun, legat de aceste două manete. Pe prima din dreapta, pe cea din dreapta nu trebuie să o apăsați fiindcă n-aveți nevoie. Trebuie doar să o apăsați pe asta, să mergeți jos. Și apoi aici. Wow, deja 6 minute. Și apoi mergeți aici sus. Apoi o luați la stânga. Și ați ajuns la operă. Dar aveți grijă. Ce vă sugerez este să salvați. Luați-vă shotgun-ul și împușcați-l pe ăsta, ca să nu vă facă multe probleme. Bun. Acum, dacă mergeți în camera asta, o să întâlniți câini, deci pregătiți-vă cele mai bune pistoale, sau pe care le vreți, pentru că sunt doi. Bun. I-am rezolvat. Acum, ce vă sugerez și la partea asta? Pregătiți-vă uțiurile, în caz că le-ați luat ca și mine, pentru că aici... e o capcană. Și vă pot futi ăștia. Ok. Da, cam asta faci pentru acest episod. Mulțumesc că m-ați vizionat. Nu uitați să dați like, comment, share și subscribe. Și ne vedem data viitoare cu ce mai avea chef să fac. Eu am fost Adrian și eu vă zic la revedere!